Bună dimineața din Vietnam! Da Nang! Da Nang! Suntem în Da Nang! Cine suntem? Poate unii dintre voi ne cunoașteți. Am început acum o lună jumate să călătorim și să facem videouri de travel. Travel? Da. Avem un canal în spaniolă, pentru că noi stăm în Spania de 15 ani. E ciudat tare că am citit mai geamul și văd pe ea de acolo, știi? Și ei mă văd pe mine. Dar n-au ce vedea aici. Păi ce să faci? Păi mă sărută ea, că se uita și râdea, mă vede cu camera, cred că ce prost e ăla. Da. Pe canalul din spaniol, pe canalul nostru principal, Cătălin ne-a făcut o promovare, surpriză, fără știind, Cătălin fiind Backpacker Life. După care, evident, au venit foarte mulți abonați români. Și toate comentariile la mine pe canal sunt... în română. Cum ar fi să nu pun nimic acum, știi? Să fac, dau din mâini ca prost, așa. Așa. Toată lumea ne cerea, faceți în română că o să vă meargă mai bine, faceți în română că o să aveți mai mulți abonați, de ce nu faceți în română? De ce nu facem în română? De asta. Suntem plecați de foarte mult timp. Am lăsat așa ca să pun video ăla, știi? De asta. Bun, acum continuă, nu mai pun. Bal pun acum. Cine ești și de ce călătorești? Bună! Eu sunt eu! Bună! Eu sunt... Porque nu mai sale? Sunt! L-ați văzut? Așa. De aia nu facem. Pentru că suntem praf, suntem plecați de mulți ani, suntem plecați de 15 ani din România. Stăteam în Benidorm, în Spania. Și mi-era frică și de hate-ul ăsta, știi, pe care vezi că îl primesc mulți oameni. Bă, ți-ai uitat limba, bă, ești român denaturat, nu știi să vorbești. Și... pentru că sunt sigur că fac mai multe greșeli în română decât pe spaniolă. Sunt sigur că fac mai multe greșeli în exprimare. Eu sunt prima. Dar o să încercăm să facem cât mai bine, să vedem ce iasă. Cine suntem? Numele meu e Cristi, sunt din Petroșani, dar după cum am spus, stau de mulți ani în Spania și ea... Raluca și sunt din Sebeș. Așa. De ce am plecat? Păi, eu lucram la o firmă de închiriere auto, eram office manager deja, după un an cam așa m-am dus office manager, deci mergea cât de cât bine, dar mă consumam așa, pentru că... Tu ce lucrai? Așa e cam la sumare de perfil, așa. A? Se vede? Păi nu, că aici trebuie să-l pui. Dacă îl pui în spate, se vede. Că am nasul aici. Era în chelneriță. Chelna ce? Chelneriță, lucram într-un bar. Barwoman. Da. Așa. Și călătoream cât de des puteam. Făceam city break-uri, am fost prin Europa, în Portugalia, în Italia, în Germania, în Anglia. În Germania cred că am fost de vreo 5 ori. Iar apoi în 2017, în decembrie, am fost prima oară în Thailanda. Ce s-a întâmplat în Thailanda? Da, după aceea în aprilie 2018 am mai mers încă o dată. Da, deci nu ne-a plăcut, ne-am dus încă o dată, știi? Și am plecat așa 15 zile, când cheltui foarte mulți bani, am cheltuit în 15 zile în Thailanda peste 3000 și ceva de euro. Da. După ne-am întors încă o dată și în decembrie am fost în Canada. Când ne-am întors din Canada, am zis, adică am realizat, ne-am dat seama că noi asta vrem să facem long term, că asta e pasiunea noastră. Asta ne place. Dar e o pasiune foarte scumpă. Dar acum, după o lună jumate că suntem plecați, realizez că nu e atât de scumpă precum crezi, mai ales dacă să faci bine research-ul. Așa. Pe lângă toate comentariile pe care le-am primit, evident vorbesc cu Cătălin în fiecare zi, până de vreo 2 ani de zile cred că vorbesc cu Cătălin. Cine e Cătălin? Păi am zis, cum trag cine e Cătălin? Da, Cătălin fiind Backpacker Life. Am venit în Da Nang, când am ajuns în Da Nang ne-a scris Metin de la Travel Beat că e aici și că dacă putem să ne întâlnim, bineînțeles ne-am întâlnit cu el, un băiat super de treabă și vorbesc cu ei în fiecare zi și te simți așa ciudat să vorbești, să-ți dai sfaturi, să fii ca parte într-o familie, știi, de oameni care călătoresc și fac YouTube și tu după aia să pleci pe alt drum. Deci noi suntem, nu știu, ei vorbim toți trei, ne dăm sfaturi, bă ce filmezi, ce fac, cum arată thumbnail-ul ăsta. Și după aia tu mergi pe total alt drum, știi? Și mai ales că de ce să nu fim sinceri, te ajută mereu să ai pe cineva, să-ți dea sfaturi, să te promoveze, să miște, să... Și am zis, bă, hai să facem, hai să încercăm, să vedem ce e asta. Și m-am pierdut și acum nu mai știu despre ce vreau. Mă simt ca la primul vlog. Ce dracu vorbim? Sunt încă la primul vlog. A, păi de fapt e primul vlog. V-a zice noi la canalul ăsta, dar nu avem nume, deci noi filmăm, dar nu știm pentru ce filmăm. Deci povesteam cum a început tot, că ne place tare, că e... Așa, da. Așa? Și am zis, bă, noi asta vrem să facem. Un an de zile ne-am chinuit cum am putut și am strâns niște bani, am lăsat locul de muncă. Bine, la mine a fost ceva... un pic mai complicat, dar o să vă povestesc în alt vlog dacă vă interesează să știți cum am plănuit tot. Am lăsat casa, stăteam în chirie, am vândut ce am putut și restul stau într-un garaj, le avem toate într-un garaj. Putrezesc toți adidașii acolo în garaj. Da, am venit cu un ghiozdan și ne gândeam că venim doar așa la căldură. Și ne-am luat mare țeapă, pentru că în Da Nang e frig de mori, se îngheață mucii. A trebuit să ne cumpărăm haine. Și de aici plecăm peste 4 zile în Coreea de Sud, nu aia cu frizerul, aia bună, Coreea de Sud. Aia cu frizerul? Păi da, ne-am zis ce frizer ăla, din Coreea Nord, de la ce-a omorât frizerul, sunt unde el singur. În fine, da. Ieri am fost la famosul Golden Bridge, ăla cu mâinile, de-l cunoaște toată lumea, am fost pe scuter amândoi. Frate, ați văzut Tântălău și Gogomanul? Noi doi eram pe motor. Deci, o să pun un video, mi se pare că era un video care a filmat cu telefonul. Deci, leșini, nici nebun la cap. Ăștia suntem. Vă las dacă vreți, uita... Bun, de când am plecat, mamă, deci video ăsta e praf, frate. Deci, zici că a vomitat cineva 70 de idei într-un video și l-am pus noi. Da. Unde am fost până acum? Am fost în Thailanda încă o dată. Am zis sau am zis în video la care l-am șters mai înainte? Nu, și în asta. Și în asta am zis. Thailanda, Cambodgia și Vietnam o lună. Am fost ancorvat, toate vlogurile care le-am făcut pe spaniolă sunt pe canalul în spaniolă, pe care o să vi le las aici jos, pentru că știu că sunt mulți dintre voi care înțeleg limba spaniolă și dacă vreți să vă uitați pe acolo, pentru că m-am gândit să le iau, să le pun subtitrare, să le pun aici, dar și e și mult de muncă și mi se pare că ar fi o lipsă de respect față de voi, să deschid un canal pe română în care să vă aduc același video subtitrate. Nu, o să începem de la zero, o să fac vreun vlog pe aici prin Da Nang, ce mai avem de văzut, pentru că fiind aici de 11-12 zile deja am văzut cam tot. Și începem cu vlogurile din Coreea, măcar 2-3 pe săptămână și canalul în spaniolă va continua, bineînțeles. Lăsăm mai ușureanu așa ăla de spaniolă și împărțim în două. Să vedem ce iasă. Dacă vedem că nu merge sau că primim mult hate, că asta e frica noastră și nici cel meu, bă, sunteți proști, nu știu să vorbiți română, ștergeți-vă la gură că sunteți mânjiți de română, ne lăsăm. Și asta e, măcar am încercat-o și pe asta. Mamă, ce-mi doare gâtul. Oh. Au. Cred că de la scuter, când stau așa și mi îngheață fălcile de aia. Zi, da. Păi, ce transpirat, deci am emoții, brău, ești nebun la cap. Așa e primul vlog? Da. Ce să vă mai zic, dacă vreți, dacă credeți că suntem în stare să facem așa ceva, dacă vedeți că am ochii de invers, mă uit în ecran în loc să mă uit în obiectiv, pentru că sunt prost. Eu mă uit aici ca să mă văd pe mine, că sunt un narcisist de căcat. Uite acolo! Așa. Ne-am gândit să facem un vlog, dacă vă interesează, despre câți bani avem pentru o călătorie atât de lungă, cum am organizat așa ceva ce vloguri pe aici, cum am pregătit, ce mai e de văzut pe aici și după aia începem din Coreea. Crăciun în Coreea. Da, Crăciun în Coreea cu haine de vară, la minus 10 grade. Deci o să stăm cu aceeași geacă și aceeași pantaloni 2 săptămâni. Sărăcii. M-am rugat de Cătălin 2 săptămâni, vină bă în Coreea, vină bă în Coreea, ne vedem în Coreea, că ne tot chinuiam să ne întâlnim și nu puteam. Și am zis, vină bă în Coreea că îți plătesc eu zborul. A zis, du-te bă de aici că nu vin eu să mor acolo, să stau pe plajă în Sri Lanka. În Sri Lanka a rămas. Da. Și așa, cam asta e. Spuneți-ne în comentarii dacă credeți că v-ar interesa așa un canal cu doi oameni ca noi și ce vreți să știți despre noi deocamdată. Cum se spune în română, românește? Facem în română sau facem în românește? În română. Facem în română. În românește? În română? Nu știu. Da. Nu mai pun așa, că am nasul mare. Da, ăștia suntem noi. Lăsați-ne în comentarii ce gândire aveți despre noi. Și ne vedem în următorul. Dacă e următorul. Bine, eu vorbesc ca și cum ar fi cineva care s-ar uita, știi? Eu zic, lăsați-mi în comentarii. Poate nu vă uitați niciunul. Noi, cum am spus, suntem în Da Nang. Asta... Pe acolo e marea, numai că e foarte agitată, spumoasă. Astea sunt pijamalele mele super sexy. Și promit că filmez mai bine de atât de obicei. Adevărat? Scoate capul acolo, nu te vă vin cu. Ne vedem în următorul. Pa! Ciao! Văd tot la voi camera nebunilor!